Vreau să vă întreb puțin și de atmosfera de la club, e ultima întrebare. Da. Și vreau să comentați un banner al suporterilor. Da. Îl citesc. Prin mingicare aduși pe comisioane, spiritul alb-roșu dispare. Probabil o referire la transferurile pe care le faceți, bănuiesc. Păi dacă vreți să comentați. Dacă nu am ce să comentez. Sunt transferuri bune, zic eu. Eu zic că sunt transferuri bune. În sensul că bune. Nu aduceți jucători așa mai autohtoni, mai de pe la noi, mai păi legați într-un fel sau altul. Da, voi asta cu autohtonii și cu jucători, mea. Nu, voi nu, știți nu. Că jucătorii români sunt foarte scumpi acum? Eu știu, din cauza eu știu. De legile care s-a dat și lipsă și acum obligațiile de a avea nu știu câți jucători în lot sunt foarte scumpi. De-aia multe echipe preferă să ia jucători străini. Sunt foarte scumpi. Și eu cred că am avut destul jucători under. Până acum, în afară de meci, și acum am avut 3 under, 4 under pe bancă. Da? 2 în teren au terminat jocul, 2 pe bancă. Acum o etapă 6 under am avut, acum 2 etape 7 under. Știu eu că asta care se da. Sunt obișnuit, nu mă supăr, și voi asta căutați, vorbim și de fotbal, vorbim și... Lăsați-o cu comisioane, da? Nici familia Redding n-are nevoie de comisioane, nu mai tot vorbiți de comisioane, că eu trebuie să fii cretin, tâmpit, deci trebuie să fii tâmpit, doar vorbiți, dovezi, nu bă, ce scrie pânziar, ce bă, spuneți voi și articole de astea nesemnate, dovezi. ANAF a fost de 3 ori peste firma lui fiica mea și au felicitat-o. Da? Așa lăsați baltă și aici lucrurile sunt clare. Deci lucrurile sunt clare cu jucătorii. Un buget, nu discut eu de salariu, de tot. Se dă comisiune, exact un salariu. Și care vin vă 3, toți au impresari și nu vin cu unul, vin cu vă 2-3 impresari. Da? Meci cu FCSB, gata, schimbăm subiectul. Am avem până la FCSB, acum suntem supărați că am pierdut 2 puncte acasă. Mulțumesc!